Psalmul 78, primele patru versete. Psalmul 78, primele patru versete. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul Scripturii. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Amin. Doamne, fii bun cu noi și în seara aceasta și atinge-ne prin cuvântul Tău. Și dacă ne-ai atins inima cu atâta duioșie prin acești copii, atinge-ne și mintea, Doamne. Fă-ne să luăm aminte la cuvintele Tale. Învață-ne calea înțelepciunii și învață-ne, Doamne, precum cuvântul spune, să transmitem copiilor noștri laudele Tale, puterea Ta, măreția Ta, Doamne. Și dacă nu zicem prea mult, să Te transmitem pe Tine, Doamne. Experiențele noastre cu Tine să le cunoască și ei, iar apoi ei să aibă experiențe personale cu Tine. Atât de mult ne-am dorit să îmbătrânim liniștiți, să adormim liniștiți, când va fi să trecem la marea trecere, știind că cei care vin după noi vor purta mai departe stindardul Evangheliei Tale. Doamne, dă-ne această nădejde, dă-ne această putere, dă-ne această înțelegere. Și mai presus de toate, ajută-ne ca, gândindu-ne la toate acestea, să ne punem încrederea în Tine. Tu care ești veșnic, Tu care ești nemuritor, Tu care lucrezi la scara istoriei, Tu, Doamne, care nu Te împiedici în nimic în calea Ta, pentru că Tu ești Dumnezeu. Binecuvintează toate familiile adunate în seara aceasta aici, dar și pe aceia care încă nu sunt familii, dar care visează la o familie frumoasă, fericită, până la adânci bătrâneți, și pe ei să-i binecuvintezi. Binecuvintează-i pe cei cu copii mici, dar și pe cei cu copii mari. Și fie, Doamne, în casele noastre un loc al prezenței Tale, un spațiu al mărturiei creștine, un spațiu în care cuvântul Tău să fie așezat la loc de cinste și numele Tău să fie înălțat peste noi toți. Amin. Să ne așezăm. De-a lungul acestui an, dragii mei, aproape în fiecare lună am venit și am vorbit. Așa că se cade acum la sfârșit de an, în ce mă privește este la sfârșit de an, luna viitoare n-am să mai vin, așa că să fiți liniștiți. În ce mă privește, a venit vremea ca și eu să vă mulțumesc pentru atenție, pentru zâmbete, pentru încuviințări, pentru rugăciunile din gând și pentru receptivitatea cu care m-ați primit în fiecare duminică, mai ales că am venit tot duminica seara, iar noi duminica dimineața nu suntem liberi. Și am tras de mine să vin, dar am venit cu bucurie și m-am străduit să fie bine. De obicei nu-mi iese, dar m-am străduit. Și Dumnezeu apreciază strădania omului. Ar trebui și omul să învețe să aprecieze asta. Și pentru că într-un anumit fel, acum mă gândesc la sezonul acesta, încheiem cu această predică, m-am gândit că ar fi tare bine să vă aduc și un mesaj care reflectă un subiect ce mă preocupă în ultima vreme. Ultima vreme înseamnă ultimii ani. Și pe care l-am intitulat, cum probabil ați fost deja informați, Când ne cresc copiii. Tot ce voi spune în seara aceasta s-ar putea să se potrivească doar la unii dintre dumneavoastră, pentru că unii aveți copii încă mici, dar un pic de răbdare, vor crește și ei. Iar alții, și cât de mult vă respectăm, îi aveți deja atât de mari încât ei au făcut copii. Sunt mari în toată regula, sunt adulți în toată regula. Dumneavoastră vă cerem îngăduință pentru mesajul acesta și vă cerem să faceți un remember
Să vă aduceți aminte cum era când copiii din mici se făceau mari și apoi, ca orice pasăre sănătoasă, își lua zborul. Până nu de mult, în familia noastră, eram doi adulți și doi copii. De câțiva ani încoace suntem 4 adulți. Să nu vă imaginați că e simplu. Nu e atât de complicat pentru ei, pentru cei doi copii ai noștri, acum 18 ani plus. Nu pentru ei am văzut că e greu. Am văzut că e mai complicat, e mai dificil pentru noi, ca și părinți. Am văzut, am auzit, am citit, am experimentat că noi ca părinți, după ce copiii deja devin ceea ce se numește astăzi tineri adulți, pentru că nu e așa, după 18 ani major fiind, ei sunt responsabili din punct de vedere juridic, deci iată, capătă un alt statut, nu mai mergem să depunem pentru ei, să vorbim în locul lor. Ei bine, mi-am dat seama și eu, ca și soția mea, că este probabil ultima criză, ultima provocare în relația parentală cu copiii noștri. Asta m-a făcut să citesc mai mult, să caut informație. Asta m-a făcut să vorbesc cu părinți un pic mai în vârstă decât mine, care au trecut pe aici și mi-au dat multe sfaturi prețioase și m-am întors la scriptură, la lecturi, m-am întors spre experiența celorlalți și vă mărturisesc că pentru mine încă este un subiect fierbinte. Așa că vă rog să mă acceptați să vă vorbesc despre un subiect fierbinte. Probabil unora de aici li se potrivește, vă aflați exact în situația mea. Ce facem când ne cresc copiii? Și în multe feluri nu mai sunt copii, ci sunt deja, cum i-am numit, adulți. Sigur că într-o terminologie mai specială, mai actuală, ei se numesc adulți emergenți, chestii complicate. Asta din cauza influenței aproape sadice a limbii engleze. Emergent înseamnă în devenire, ca să ne tot complicăm. Înseamnă gata să devin adult. Când erau mici și încercam să-i creștem mari și i-am crescut, îi asumam, îi priveam pe copii așa cum toți părinții cred că o fac, îi priveam ca fiind din noi, din trupul nostru, din educația noastră, din casa noastră. Vedeam atâtea asemănări între noi ca părinți și ei, copiii noștri. Iar când se maturizează, îi vedem totuși atât de diferiți și iau uneori decizii pe care nu le-au văzut la noi. Și gândesc uneori într-un mod atât de diferit de cum se gândește în casa noastră, în biserica noastră, în mediul în care noi am crescut. Nu trebuie decât să ajungă matur, 18 ani plus, și copilul tău, ca și al meu de altfel, îți va arăta că el este o altă persoană. Și asta e greu de purtat. O altă identitate. Că el nu este o copie a mea, iar dacă ar fi să fie, tot n-aș fi mulțumit de asta. El este unic, original, el are ceva specific, o personalitate unică și el, mai ales în condiții de libertate, pentru că după 18 ani le acordăm, sper, libertate, abia atunci vedem ce am crescut. Abia în condiții de libertate, omul, și acum dumneavoastră gândiți-vă la copii, omul abia atunci arată ce știe, ce poate, ce vrea, ce a înțeles, unde vrea. Nu vreau să devenim patetici, vreau doar ca o precauție să o spunem și asta o facem doar de dragul realismului. Că la 18 ani plus, pe măsură ce se maturizează, își întemeiază propria familie, se angajează profesional în profesia pe care și-a ales-o, își continuă drumul lui într-o confruntare directă cu viața, așa cum este ea, el, copilul, adult de acum, va face exact ce va dori, cu tot ce știe, cu tot ce a învățat, cu tot ce am semănat noi în el.
Mai afirm ceva și apoi mă opresc. Dacă nu s-a înțeles ce am vrut să spun, acum cred că se va înțelege. După 18 ani, e vorba doar despre El. Doar despre El. Bunătatea Lui, e a Lui. Răutatea Lui, e a Lui. Credința Lui e a Lui. Pentru că noi, practicând botezul la maturitate, undeva acolo la cumpănă, se va fi botezat, nu? Priceperea Lui e a Lui. Noblețea Lui e a Lui. Obrăznicia Lui e a Lui. Toate sunt de acum ale Lui. Despre această vârstă aș dori să vorbesc, despre care vorbim rar, vorbim puțin. Probabil nici eu n-aș fi vorbit dacă nu mi-ar fi ajuns cuțitul la... Să nu vă imaginați, nu se întâmplă nimic dramatic în familia mea, nu intrați la bănuiel. Spuneam doar că ne-am întâlnit 4 adulți și încercăm să supraviețuim. Sperăm o vreme nu prea îndelungată. Pentru că nu e în regulă să fie prea îndelungată. Cam umblăm pe vârfuri pe acasă. Cam ne-am făcut toți un fel de balerini. Adică cu mare atenție. În fine. Aș vrea să enumăr 8 atenționări. Încerc să o fac cât mai alert ca să nu vă pun la mare încercare răbdarea. Vreau să enumăr 8 atenționări și credeți-mă că nici una n-am inventat-o eu. Toate sunt luate din cărți importante, din manuale care contează. Dar ce vă pot asigura este că, deși nu le-am formulat eu, eu rezonez cu toate. Eu le trăiesc pe toate. Eu mă lupt cu toate. De 8 ori voi rosti cuvântul atenție și am formulat în felul acesta cu atenționări ca să fie cât de cât retoric, mai ușor de reținut sau cel puțin mai ușor de ascultat. Pot să încep? Mulțumesc pentru entuziasm. 1. Atenție la stil. Stil. Și puneți, vă rog, dacă ar fi să notați, nu notează nimeni, dar ne imaginăm. Atenție la stil și ar fi cumva două puncte și apoi cu majuscule. Schimbare. Schimbare. A, frate Ghiță, normal, de când i-am spus eu că trebuie să se schimbe. Numai că, cum v-ați prins deja din introducere, nu e vorba de schimbarea lui, ci e vorba de schimbarea mea, a noastră. În sfârșit, măcar într-o seară, la sfârșit de an, în ajun de sărbători, de advent, în sfârșit să spunem ceva ce va fi pe placul copiilor dacă ne ascultă. Anume că nu mai e vorba, măcar pentru o seară, de schimbarea lor, care sperăm că se va fi produs deja, în sensul bun al cuvântului, ci e vorba de schimbarea noastră, a părinților, și așa cum vă puteți imagina deja, copiii se schimbă mai ușor, părinții se schimbă mai greu. Am ajuns la concluzia că marea problemă parcă sunt părinții, din cauza că sunt prea adulți, prea experimentați, prea siguri pe ei, prea au muncit și au trudit și ei au crescut mari. Prima atenționare, atenție la stil, punem așadar schimbare. Iată câteva noțiuni. Ce înseamnă schimbare? Înseamnă că trebuie să fim noi, ca părinți de copii 18+, trebuie să fim încurajatori și nu intruzivi. Intruzivi, adică să nu intrăm cu bocanci în sufletul lor. Dacă ne-am permis cândva, acum e interzis. Acum trebuie cu atenție. Acum zice că nu mai pot exista întâlniri frontale între părinți și copii, copilul fiind acum adult, ci întâlnirile sunt numai în diagonală, adică o luăm pe departe, pe drumul cel lung. Acum nu mă mai pot duce spre fiul meu, spre fiica mea, cum e cazul nostru, decât pieziș, decât așa într-un fel de slalom. Și mă apropiu ca un animal de pradă, știi? Adică, scuzați comparația, e un pic cam agresivă. Mă apropiu. Fiți grijulii cu ei, dar atenție, nu permiteți dependența. Încercați să nu le mai permiteți să fie dependenți de dumneavoastră, în ce privință, în orice privință. O luptă mare duce părintele.
Investiți în sănătatea voastră emoțională, fizică și spirituală. Am zis, nu sănătatea lor. Ei de acum își cam poartă de grijă sau își bat joc de moștenire. Dar investiți în sănătatea dumneavoastră ca părinți, din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual. Adică luați-vă vitaminele, suplimentele. Adică faceți-vă investigațiile. Pentru că se prea poate, după 18 ani de educație, să fi rămas ceva urmări pe acolo. De asemenea, investiți în sănătatea emoțională, adică alegeți locuri, circumstanțe relaxante pentru dumneavoastră, ca soți, ca părinți, mai ales că acum ei, copiii, cum v-ați dat seama, nu mai au nevoie atât de mare, de fapt nu mai au nevoie aproape deloc, dar ei nu știu cum să ne o spună. Și acum, dacă tot am rămas cumva liber de program, zice că am face bine să ne ocupăm și să fim în locuri, în circumstanțe, evident nepăcătoase, dar care ne dau o stare de bine. Și de asemenea, investiți în sănătatea dumneavoastră spirituală. Eu cred că un părinte responsabil, când ajunge la capătul celor 18 ani de îngrijire a copilului, va fi făcut rabat de la multă spiritualitate, tot preocupându-se de el. Și la capătul celor 18 ani ne găsim într-un anumit fel goi și needucați, noi. Și avem mare nevoie să mergem la conferințe, să mergem mai des poate la biserică. Și acum că nu mai apasă grija copiilor pe umărul nostru, ei sunt deja mari, să intensificăm viața noastră spirituală, să ne ajute Dumnezeu. Ține minte, te rog, noțiunea de schimbare. Atenție la stil, schimbare. 2. Atenție la sfătuire. Sau atenție la sfat. Știți că de obicei părinții sunt numiți, și pe bună dreptate, oameni mari la stat și mai ales mari la sfat. E o deformație profesională ca 18 ani să fi tot dat sfaturi. Hai, nu 18, că în primul an nu te-a înțeles. Dar undeva de pe la 3-4 ani încolo, bun, puneți 15, puneți 10, poftim. Mai jos nu pot să cobor. 10 ani să tot sfătuiești, 10 ani să tot spui cum să se facă lucrurile, să-i tot spui nu așa, ci așa. 10 ani de dădăceală. Păi dă-mă 10 ani să fie, când i-a prins 18 ani și ăsta e mare și ăsta le știe pe toate. Bine, nu le știe, numai zicem noi, că mă crede el că le știe. Dar nu mai contează dacă e așa sau nu mă crede el. El deja e adult, tânăr adult. După ani de zile de dădăceală și de predică parentală, de sfătuire și mereu ai spus cum nu trebuie și cum trebuie și nu așa și invers, e greu să-ți ieși din mână pentru că e o deformație de care? Profesională. Îți vine să sfătuiești în continuare ca mai înainte, îți vine să-l chem la raport, îți vine să-i spui, să-i ții predică lungă și te miri de ce nu te ascultă, de ce nu stă până la sfârșit și de ce nu se predă la urmă. Dacă ar fi să notați atenție la sfătuire, după cele două puncte ar trebui să scrieți solicitare. Solicitare. Oare ce înseamnă solicitare? Dezlegăm taina. Zice că sfatul nesolicitat e considerat critică. Să mai citesc o dată? Sfatul nesolicitat de copil e considerat cum? Critică. Ai ceva cu el, deși e al tău. Pur și simplu vrei să-i strici ziua, săptămâna, viața. O lecție dură pentru părinți, o lecție dură pentru mine, abia o învăț. Să nu-mi dau cu părerea decât când sunt întrebat, dur. N-am fost obișnuit așa, altfel făceam până acum. Acum trebuie să aștept să-mi solicite sfatul. Bine se spune, că niciunui adult nu-i place să-i se spună ce are de făcut. Niciunui adult. Iar copilul tău a devenit ce? Adult, adică din ăla căruia nu-i place să-i se spună ce are de făcut. Experiența este un protector și un profesor mai bun decât sfatul într-un fel și
Poate că trebuie să diminuăm cuvintele numai când e mare nevoie de ele, când chiar ne întreabă și când ne întreabă ei iau seama, iar când nu ne întreabă nu iau seama, consideră că e cicălim. Ați auzit cuvântul cicălire? Dar tu spui adevărul. Tu știi, dar eu nu mă îndoiesc, doar că el nu are nevoie. Bine că generația asta deja mai îndrăznesc decât am fost noi. Când noi eram de vârsta lor, gândeam multe și vorbeam câte? Puține. Ăștia exact invers, ca să nu vă mai spun cum. Dar să vă imaginați exact invers. Ăștia vorbesc. Ai mei deja mi-au spus în situații diferite, fără obrăznicie, obrăznicie la noi interzisă, dar se poate spune, dar să spui cu respect. Și cu respect mi-a spus, tati, nu te supăra, nu te-am întrebat, nu, nu. Scuze, am zis, auzi, scuze. Eu am crezut că m-ai întrebat, nu, poate ți s-a părut, dar chiar nu, bine. Bine, ne împăcăm. Bun, nu ne-am certat, dar înțelegeți ce zic, stăteam pe un... Oferiți respect... Mult respect, pentru că așa cum vă spuneam, niciunui adult nu-i place să-i se spună ce are de făcut. De asemenea, acum obișnuiți-vă cu gândul că sunteți mentori și antrenori și nu mai mult de atât. Nu sunteți profesori, nu mai suntem profesori, pentru că impactul educațional la un copil de 18 ani plus este aproape zero, impactul educațional. Deja educația s-a făcut în vremuri mult mai receptive, mai corecte, mai bune. Sămânța a fost aruncată. Dacă ați mai rămas cu sămânță, puneți-o în buzunar. Nu mai e momentul. Trebuia la timp, la primăvara semănat. Conștientizați puterea vindecătoare sau vătămătoare a cuvintelor. Prin urmare, atenție cu cuvintele, pentru că așa cum știm cu toții, ele pot vindeca sau pot îmbolnăvi. Aceasta e a doua atenționare. Ziceam, atenție la sfătuire. Și cuvântul de ordine este solicitare, numai când suntem solicitați. Și ca să încheiem această atenționare într-un mod pozitiv, credeți-mă, am văzut eu deja că atunci când ofer un sfat, solicitat fiind, să știți că sfatul se ia în considerare. Deci dacă vrei să-ți fie luat în considerare, așteaptă. Uneori vei fi întrebat, am zis uneori, dar e tot ce poți să faci. 3. Atenție la context. Atenție la context. Cum adică context? Adică dacă stăm la apartament într-un fel, dacă stăm la casă în alt fel? Nu. Adică dacă suntem pentecostali într-un fel, dacă suntem baptiști, sau baptiști semănăm, hai să zic ortodoxi, e altfel? Nu. Cum adică atenție la context? Adică dacă avem studii superioare într-un fel, dacă nu avem în alt fel? Nu. Cum adică, frate Ghiță, atenție la context? Cuvântul de ordine aici este diferență. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, de fapt când nu vrem să recunoaștem, fugim de o realitate, între noi ca și părinți și generația copiilor noștri este o diferență, de fapt sunt multe. E o diferență cu majuscule. Antropologii au grijă să ne atragă atenția, numai cine are timp să le citească și lor studiile, dar ei o spun cu asupra de măsură și fără versete, fără emoții din acestea flugare, o spun pe indici, pe studii serioase. Că diferențele dintre generații, n-am spus conflict, sigur că luptăm să nu fie conflict, dar diferențele dintre generații în viitor vor fi din ce în ce mai, oare ce vreau să spun, mai mari. Din cauza vitezei cu care se trăiește astăzi. Înțelegeți? Din cauza informației, din cauza multor factori concreți care adâncesc spațiile, aproape creează prăpăstii, hiatusuri între părinți și copii. Atenție la context, diferența. Vreau să vă spun câteva lucruri, dragii mei, despre generația copiilor noștri. Aceștia, când voi zice aceștia, e vorba de ei. Aceștia, spre deosebire de noi, sunt modelați de tehnologie. Modelați. Fie că vor, fie că nu vor. Nu mă refer la adicție, deși este deja o adicție față de tehnologie la unii dintre ei, ci mă refer efectiv la nevoia
de a recurge la tehnologie și de a înțelege viața într-o paradigmă tehnologică pe care noi nu o înțelegem. Eu, de exemplu, nu o înțeleg cum înțeleg copiii mei. Pentru mine tehnologia este ceva utilitar, pentru ei este ceva mai mult. Nu mă întrebați ce, că nu știu dacă știu să vă explic ce, dar ei mai mult. Pentru ei, device-urile și tot ce ține de tehnologie sunt extensii ale trupului, așa sunt numite, extensii ale trupului. Și dacă faceți proba cu ei, probabil deja ați făcut-o. Bine, nu la 18 plus, înainte de 18. Să le confiscați pentru o seară, pentru o... A fost o seară, apoi a fost o dimineață. O să vedeți ce copil aveți mâine dacă îi confiscați astăzi device-ul. Ziceți că nu e al dumneavoastră, dar e al dumneavoastră. Deci că nu din mine a ieșit el. Tehnologia, dincolo de pericolul adicției, deci nu mă refer doar la adicție, tehnologia în sine ni se spune că au modificat structura creierului uman, iar următoarele generații vor fi tehnologizate, digital generation. Asta nu e o glumă, asta nu e ceva între ghilimele, e ceva real. Ei au aptitudini în zona aceasta care se vor transmite filogenetic, chestii complicate. Adică se naște cu telefonul în mână, aproape. Adică primele cuvinte vor fi, unde-i telefonul? Da. Aceștia se așteaptă să fie recompensați sau gratulați, atenție, chiar dacă n-au câștigat meciul. Pe vremea mea numai dacă câștigai primeai premiu, acum toți trebuie să primească premiu. Acum s-a inventat un premiu care pe vremea mea nu era, de aceea noi luptam pentru adevăratele premii și uneori chiar le câștigam. Dar acum s-a inventat un premiu care nu era cândva și acum nu s-ar mai concepe viața fără premiul ăsta și în mintea lor, premiul ăsta e by default, adică e inclus în soft. Se numește premiu sau diplomă de participare. El nu știe tabla înmulțirii, dar a luat diplomă de participare la un concurs de matematică. Pe vremea mea nu luai nimic. Te duceai și învățai o meserie. Atenție, generația lor se așteaptă să fie gratulați, apreciați, recompensați, chiar dacă n-au dovedit, spuneți, nimic. Nu poate fi simplu. Stați că n-ați auzit tot. Aceștia nu trăiesc pentru a munci cum noi. Ăștia muncesc pentru a trăi. Aceștia câștigă o brumă de avere și se duc să o cheltuie. Ei vor să vadă lumea toată. Noi nu vrem să vedem nimic, numai să terminăm gardul în sfârșit la casă și să facem un barbecue în curte, să facem o chestie din aia unde să... Înțelegeți? Să schimbăm mașina, poftim, că e vechi. Aștia nu. Aștia acum apucă la niște bani. Vedeți diferența dintre ei și noi? Cum apucă la un pic de bănet și uneori muncit banii munciți de ei, adică munciți din greu, vreau să spun, da? Câștigați, corect, ăștia imediat se duc și îi cheltuie. Ba chiar au tendința să cheltuie mai mult decât câștigă. N-au nicio problemă cu asta. Ăștia sunt în stare, mă uit la ei mei, mâine poi mâine, sunt în stare să ia bani împrumut să meargă în concediu, din bancă. Ceea ce eu nu pot să concep să fac vreodată. Adică să iau din bancă să mă duc. Ei au spus că nu-i problema asta, tate. Au zis că e normal, dar îi dau înapoi. Băi, te-am înțeles, dar să mergi în concediu? Mă, dacă ei, hai să facem noi ceva la casă cu ei. Nu, zice, nu. Eu vreau să văd lumea, tate. Adică vreau să explorez. Eu nu vreau să trăiesc ca voi. Așa, ne-au zis. Vreau să trăiesc ca voi. Bă, dar noi n-am văzut lumea. Ați văzut-o, noi mai mult trebuie să vedem. Ăștia nu trăiesc ca să muncească. Ăștia atâta muncesc cât să aibă cu ce? Trăi. Aceștia își doresc o căsătorie și o familie sănătoasă. Aceștia, de care vă spuneam, își doresc căsătorie sănătoasă, familie sănătoasă, atenție, indiferent de istoricul lor moral de până la momentul. Se pare că cei mai neserioși dintre copiii noștri din punct de vedere al relațiilor sentimentale
Aici se includ și aceia care deja, mai mult sau mai puțin știut, și-au început viața intimă înainte de căsătorie. Chiar și aceștia își doresc ca în momentul în care în sfârșit vor să se așeze la casa lor, să aibă un partener de mare calitate, prin urmare își doresc o căsătorie de care? Corectă, cu fidelitate, cu toate principiile de la care ei s-au mai răbătut pe traseu. Dar acum aș dori să fie așa. Un pic cam pretențioși, nu? Aceștia consideră toleranța ca fiind parte din iubirea adevărată. Nu, țineți-vă bine dacă ați auzit asta. Ăștia consideră că iubirea adevărată înseamnă neapărat în pachetul de iubire toleranță. Nu mă tolerezi, nu mă iubești. Băi, ceva ce noi n-am știut că se poate așa. Noi am crezut că iubirea adevărată e numai aia care e scrisă prin Scripturi. Și când citim pe la unul dintre apostoli care spune că Domnul, ca un tată, da, pedepsește pe cine iubește. Nu scrie tolerează pe cine iubește. Ăștia se așteaptă să-i tolerezi cât poți de mult. Cât poți acum, cât poți, că este o limită. Dar cât poți să tolerezi, pentru că dacă pragul e prea jos și nu tolerezi aproape nimic, zice că nu-l iubești. Și ăștia îți spun în față. Adică nu să deduci tu și chestii. Ei îți spun. Dacă ai nevoie și scriu pe ceva. Și de asemenea, ultimul detaliu, spre deosebire de noi, aceștia prioritizează căutarea aventurii. Și la aventură nu mă refer la ceva imoral, la ceva păcătos, deși și aia pot să facă, doar deja sunt adulți, dar să presupunem că n-o fac, dar oricum ei văd viața mai degrabă ca o aventură, ca ceva imprevizibil, și viața este imprevizibilă, dar vedeți dinamica socială de astăzi, ce ușor se mută ei și se vor muta dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, nu? Desprinderea, ce simplă e pentru ei, câtă mobilitate, nu țin așa de mult la o proprietate, să aibă o proprietate, ne-am luptat să le lăsăm o casă, nu? Sau fiecare ce ne-am luptat să le lăsăm. Ei mă așa aștept într-un timp, cândva, într-o discuție, într-o seară, să spună, v-ați ostenit prea mult, adică nu merită, noi oricum o să o vindem, adică noi, ce o să faceți, măi? Păi zice, după o să vindem. Și ce facem? Împărțim banii. Măi, vedeți diferența dintre noi, că ei au alte planuri. Lor nu-i bine în România, se duc în altă parte, din altă parte nu-i bine, se duc în altă parte. Pe noi numai gândul ne obosește, adică să mergi în altă parte. Bă, te lupți aici, înduri aici. 4. Atenție la scop. Puneți după cele două puncte aici cuvântul de ordine, se numește autonomia. Scopul este autonomia. Nu autonomia părinților, aceea a fost deja obținută, ci autonomia cui? Copiilor. Atenție mare! Scopul pe care îl avem în toată relația aceasta, destul de complicată cu ei, ei fiind de acum adulți, este să-i ajutăm să fie autonomi. Cumva să-și gestioneze viața cu toată complexitatea ei, cam singurei, cam ei, cam să îndrăznească, cam să încerce, cam să le iasă, să facă bine să le iasă. Nici asta nu-i simplu. Câteva principii ajutătoare. Ca să le dezvoltăm autonomia, zice că în primul rând ar trebui să negociem cu ei granițele. Granițele dintre ei și noi. Zice că e altă geografie acum de cum era înainte. Acum e altă geografie. Acum cumva granițele se restrâng înspre noi și cumva teritoriul lor crește și al nostru se restrânge. Știți ce vreau să spun? Al lor crește, de aia se modifică. Adică le dăm mai mult spațiu de mișcare, le acordăm mai multă, ce cuvânt am folosit adineori? Libertate. În mod legitim le acordăm libertate. Libertate se sinonimă cu maturitatea, da? Libertate, adică maturitate fără libertate și invers, e un dezastru. Dar când s-a atins maturitatea, libertatea deja vine la pachet. Ei bine, în condițiile acestea, noi, așa să vă imaginați ca părinți, ne restrângem granițele, dar totuși le negociem, le afirmăm și spunem ceva de genul, dincolo de aceste granițe, de aceste praguri, dragii noștri, cât vom mai locui împreună, nu se, ziceți, nu se trece.
Acum să nu vă așteptați să vă fac o rețetă cu granițe, că fiecare dintre noi cam știe unde să pună graniță. Eu zic că noi asta deja am rezolvat-o, cam de câțiva ani tot lucrăm la... Băi, te învață ei să definești, știi? Te învață ei. După ce încalcă niște chestii, știi? Până când te ridici, te sperii și zici, uite, mai încoace nu se trece. Că nici noi, imediat trebuie să adaugi, nici noi nu vom, ziceți, nu vom trece. Mă, nu se trece, nu-i cu Schengen și cu din astea. Nu-i cu Schengen. Noi știm asta, cum e să nu fie cu Schengen. Uite, nu-i. Nu treci pe aici așa fluierând. Aici nu se trece. Aici e la noi, acolo e la voi. Ca principiu, zicem, da? Dar chiar și cu spațiile locative. Bine, o să vă prindeți dumneavoastră când vine vreme. Exprimați-vă clar așteptările. Mai ales la vârsta aceasta de acum adultă, copilul tău, copilul meu trebuie să știe ce așteptări am eu. Adaug însă spunându-vă să nu înmulțiți așteptările dacă puteți să le reduceți. Nu le înmulțiți că vă înmulțiți suferință. Și n-aș vrea să suferiți în plus. De acum așteptările se împuținează și se diminuează și sunt destul de generice și sunt mai degrabă un fel de a spune și noi ceva. Dar zice că trebuie definite, astfel încât ei să fie grijulii cu noi și ei să fie atenți că noi avem niște așteptări. Și dacă se poate, așa vom zice, dacă se poate, nu eram învățați așa cu dacă se poate, numai că trebuie. Și dacă se poate, să facă bine să țină și ei cont de așteptările acestea. Am văzut că funcționează. M-am educat și eu și cam așa m-am învățat să vorbesc. Măi, nu-ți impun, nu-ți așa, că ți-aș putea impune. Ce să-i poți impune? Numai zici așa, știi? Că ți-aș putea da o ordine, am zis, că se uita așa la mine. Dar uite, eu aleg să nu-ți dau ordine. Că nu poți, măi, numai zici așa, știi? Pentru tine, zici, să-ți faci curaj. Băi, aș putea să-ți poruncesc, dar nu-ți poruncesc. Numai vreau să zic, am așteptarea asta, mă, mi-aș dori chestia asta. Uneori mi-o împlinit-o, alteori, sau pe anumite subiecte mă lasă să aștept. Mă lasă să aștept, nu poate fi simplu. Plănuiți totul împreună, totul însemnând totul dintre acelea care au legătură cu noi toți ca și familie. Știți ce vreau să zic? Adică plănuim împreună. Zice că dacă îi excludem pe ei, numai le spunem ce am hotărât noi doi, nu mai merge. Că dacă e ceva care îi privește și pe ei, eu am auzit deja asta. Zice, pe noi nu ne-o întreba nimeni, tati. Bă, am uitat să vă întreb. Păi da, trebuie să ne întrebi. Bun, hai să facem consiliu, consiliul de familie. O să vedeți câte consilii și deliberări faceți. Că vorba a lor mei, zice, ai acum și părerea noastră contează, tati, așa e? Mă, așa mi-a spus-o, de m-am gândit dacă a mea mai contează. Am zis, mă, contează, dar așa mea contează, îmi ceream și eu voie la consiliu. Ce ajunge omul? Îl faci mare. Conferiți încredere acțiunilor asumate de ei. Ce-și asumă, zice, că noi trebuie să-i încurajăm, hai că poți. Și dacă e cam o prostie câteodată, dar zice, hai că poți. Uneori ai și surprize plăcute cu ei. Toate acestea sunt despre autonomie, sunt mici recomandări ca să cultivăm, să înțelegem că scopul, deci atenție la scop, scopul este autonomie, da? Autonomie, să fie autonomi. 5. Atenție la manieră, manieră, adică la felul de a face lucrurile. Și acolo puneți cuvântul de ordine, detașarea, detașarea. Zice că în sfârșit, după ce copiii noștri au peste 18 ani, ar trebui să fim și noi în sfârșit pentru câțiva ani profesioniști. Până la 18 ani ești un amator devotat. După 18, zice că ca să încheiem în glorie toată treaba asta cu paternitatea, cu educația, dacă ar fi să încheiem în glorie, cum ne dorim noi, de exemplu, să încheiem în glorie eu cu soția mea, zice că trebuie să ne detașăm și în toată relația care o avem cu ei, și dacă ne vine uneori, știi că îți vin tot felul de... Am impresia că nu sunt înțeles, în fine. Bine, cine n-a pățit, va păți. Asta nu e o amenințare. Nu o luați ca o amenințare. Dacă nu o să pățiți, o să vedeți că îți vin tot felul de gânduri și de stări și de cuvinte și de istorii, îți vin tot felul de gesturi, de n-aș putea să le fac la învon.
Că dacă odată le-aș face, nu m-ați mai chema niciodată anul viitor. Astea nu sunt pe aici, aici ne elaborăm, dar să vezi acolo câte vin și câte ispite vin peste tine ca părinte. Zice că maniera trebuie să fie detașare. Imaginați-vă un chirurg care când operează nu varsă lacrimă, știți ce zic, nu lăcrimează, el taie, dar nu plânge. Dar zice că așa trebuie să ajungem noi. Imaginați-vă că un terapeut, psihoterapeut, că acum aproape prin psihologie e mântuirea însăși aproape. Ce vremuri trăim. Ne vom mântui tot mai greu, o să vedeți. Tot mai greu ne vom mântui. Un psihoterapeut, ala se implică în povestea ta, știe tot, te psihanalizează până la copilărie și la viața intrauterină, se merge la pestrămoși. Deci nu vă puteți da seama ce industrie e acolo, ce lucrare, ce șantier e acolo. Da, zice, dar nu se implică. El lucrează cum, dacă e profesionist? Detașat. Ăsta când a ieșit din cabinet, el trece la alt subiect. Tu ai crezut că se va mai gândi la tine? Nu se va gândi. Dar aici e forța lui, că e cum? Profesional. Și așa mai departe. Detașarea, așadar, este maniera, da, pe care trebuie să o învățăm, da, să o deprindem cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că sarcina concretă, într-un fel, este depășirea dependenței. Și atunci nu putem să-l ajutăm să-și depășească dependența de noi, dacă nu suntem un pic cum? Detașați. Voi spune un cuvânt, vă rog să nu-l înțelegeți negativ, dar este un fel de a-l ține un pic la distanță. Dar nu înțelegeți, vă rog, negativ. Evident că îl iubim, e al nostru, ei ne iubesc, ne presupunem o relație normală, într-o familie normală. Dar un pic mai, da? Un pic cum n-a mai fost până acum. Câteva recomandări. Criticismul aspru stopează dezvoltarea. Deci suntem detașați, dar nu cădem într-un criticism din acela aspru, necontenit. Schimbarea tipului de relație este obligatorie, adică de la adult-copil devine o relație adult-adult. Mereu trebuie să ne aducem aminte, el este un adult. Bine, nu prea pare câteodată, dar el este. Că doar înainte de 18 ani, cam tot spun, abia aștept să am 18 ani. Fiul nostru fiind mai mare a ajuns primul la 18 ani normal și după ce l-am sărbătorit și l-am cadorisit, l-am întrebat cum e. Într-un moment de sinceritate mi-a zis, tate, nu-i mare lucru asta cu 18 ani. Bă, m-am gândit eu. Că ce, cu ce se mai matur? Că nu, tate, zici tot așa ca anul trecut. Măi, nu mă sperie. Atâta, că nu mai trebuie să semnez pentru mine. Nu-i mare lucru. M-am bucurat, a fost o maturitate să recunoască asta. A făcut după aceea 20 de ani, acum are 20 plus. Și mi-a spus cam la fel, în circumstanțe diferite. Mi-a zis, tati, să nu crezi că eu sunt matur, dar nici nu cred. Ce, tati, stai așa, adică sunt matur, dar nu sunt chiar așa de matur, să nu te teme că nu cred. Nu umbla să mă lămurești. Tati, eu mai am încă multe de învățat, știu. Și asta e o maturitate, să-ți dai seama că totuși, tati, eu deocamdată sunt dependent de tine, încă sunt student, bun, și lucrează, dar la cum cheltuiește, aproape oricât ar lucra, nu le ajunge, măi, frate. Și cum așa trebuie gratulat și dacă nu câștiga nimic. Da? Știu, m-am prins. Auziți ce mai spune aici la catalog? Fiți simpatici cu ei când își asumă responsabilități. Fiți simpatici, zâmbitori și faceți un fel de horă în jurul, hora unirii, un fel de... Ce minunat! Așa ceva, să spui ceva cuvinte din astea mai bombastice, așa ceva neam de neamul nostru n-a mai înfăptuit așa ceva. N-auziți ceva ce e foarte greu? Greu! Încă asta și mie mi-e greu să împlinesc, că mai ușor spui la altul decât împlinești tu. Permiteți-le să controleze ei timpul care îl petrec cu voi în discuție. Erau vremuri când eu îl chemam și îi spuneam șezi. Și îi spuneam poți să pleci. Acum varianta nici prima, nici a doua nu mai funcționează. Acum zice că el când se ridică, știți, la propriu, când consideră că s-a încheiat, zice că să ne stăpânim, să zice stai aici că n-am terminat. Aia nu te întreabă el dacă ai terminat sau. El s-a ridicat, că el acum nu e un copil, este un
sau cel puțin se străduiește să fie. Și între adulți nu merge așa. Permiteți-le să controleze ei timpul. Zice că veți câștiga în ochii lor, vom câștiga. Zice că mai mult ne respectă dacă îi respectăm cu chestia asta, care nu poate fi ușoară. Asigurați-le o atmosferă de speranță, de speranță, de nădejde. Principiul 6. Sau atenționarea 6. Atenție la dorințe, nu la dorințele lor, la dorințele părinților. Atenție la dorințe. Și cuvântul de ordine este echivalente. Adică dorințele noastre pentru ei trebuie să fie echivalente cu dorințele lor pentru, nu pentru noi, pentru ei. Deci dorințele noastre pentru ei, în orice domeniu, trebuie să fie întotdeauna echivalente cu ale lor pentru ei. Adică nu-i voie să ne permitem, nu e productiv, nu e bine, nu e științific dacă vă ajută chestia asta. Hai să facem ca la carte, acum finalul, știi? După 18 ani, finalul. Zice că nu trebuie să ne permitem ca dorințele noastre pentru ei să fie mai cum față de lor. Mai mari. Nu, zice, tot timpul trebuie să vedem cât își doresc ei, atât ne dorim și noi pentru ei. Ca să spun mai plastic, nu vă puteți dori ceva mai mult decât își doresc ei. Nu vă puteți dori. Sau vă puteți, dar e pe răspunderea dumneavoastră. Ei când o să simtă că vă doriți ceva, orice, mai mult decât își doresc ei, exact lucrul acela nu o să-l facă. Exact lucrul acela o să pună, cum zicea tatăl meu, o să pună carul în pietre. Nu o să facă. Pentru că simte că îți dorești cum? Mai mult. Îți dorești din suflet să se uite el către o fată dintr-o familie bună, știi? Care părinte mă nu-și dorește treaba asta? Să se uite către o fată la care te gândești tu, știi? Ca părinte, că doar clar că ai orientare mai bună. Că te uiți mai în larg, mai... Bun, înțelegeți ce zic, da? Să poate întâmpla. Mă, îți dorești, e tot așa, îi spui, discuți cu el. În adins nu va vorbi cu asta niciodată. O pedepsește pe fata aia, n-are nicio vină, fată. Am dat un exemplu. Pot fi și altele. Îți dorești cu tot din adins să meargă să lucreze undeva, să facă profesia cu tare, să facă facultatea cu tare. De obicei, dacă el nu-și dorește egal, nu? La fel, da? Nu te juca. Nu te juca cu suferința, cu durerea, cu frustrarea. Nu-ți aduna frustrări. Nu-ți poți dori ceva mai mult decât își dorește el. Nu-i voie să-ți dorești. De acum dorințele sunt ale lui. E despre el. Câteva mici sfaturi. Oferiți-le o dragoste dreaptă, o dragoste corectă cumva, echitabilă. Încă ceva care ajută mult aici cu dorințele. Nu-i ajutați cu orice preț. Am găsit în niște cărți din astea mai americănești expresia, sigur, luată figurativ, dar poate nu chiar figurativ, zice, nu-i scoateți pe cauțiune. Adică, mai bine vorba românească, capul face, capul trage. Lasă. Așa ți-ai așternut, copilaș, așa să dori. Copilaș, auzi. Copilaș, poftim. Nu fiți un părinte cu o singură temă. Adică să aveți un singur subiect pe viață, pentru că acești părinți sunt detestați de copiii lor, de acum adulți. Zice că e bine că ei să vadă la noi că noi avem mai multe teme de discuție, că noi putem vorbi și despre cutare și despre cutare, noi putem să schimbăm registru. Pentru un părinte nu e simplu, dar de-aia am zis, acum e vremea să ne educăm un pic și pe noi și atunci să avem și noi, să fim parteneri. Lor le place, văd eu cu a noștri, mă, lor le place să noi să fim partenerii lor de discuții, știi? Noi am vrea să fim un pic de șef, dar nu se mai poate. Numai... Ei zic că parteneri ne primesc. Și ne întreabă ce părere avem și noi întrebăm ce părere au ei. Băi, au câte o idee, zici că nu s-au trezit încă, știi? Dar zice că nu-i voie să râdem, nu-i voie să râdem, să ironizăm, nu-i voie. De câte ori faci, o faci pe propria ta răspundere. Tot ce spui se va întoarce împotriva ta. Căutați suport, informare, susținere pentru voi înșivă. Din nou, căutați suport, informare. Încă ceva, nu vă dezlănțuiți frustrarea sau mânia, auzi, niciodată.
Cum te lupți să nu fii mânios cu soția, respectiv cu soțul, zice că la nivelul ăla trebuie să ajungi în relația cu copiii după ce ăștia sunt mari. Na, am pus capac. Băi, cu soția eu am grijă. Cine n-are grijă cu soția? Doar nu-ți trebuie necaz acasă și bai și probleme. Vrei pace? Am văzut că și ea are grijă cu mine. Mă, avem grijă. Ne-am învățat să fim atenți. Deci că grija asta trebuie să o avem și cu ăștia acum. Recurgeți la ajutor de specialitate atunci când situația o impune, și aici ne referim în special la adicții, cum ar fi drogurile, alcoolul, sexualitatea și altele. Jocuri pe calculator, jocuri de noroc. Adicție. Când sunt situații de adicție, biserica rămâne la locul ei, păstorul rămâne la locul lui, duhovnicul rămâne la locul lui, dumneavoastră rămâneți la locul dumneavoastră, dar nu uitați acest detaliu. Dacă e nevoie, solicităm și ajutor de specialitate. Și ajutor de specialitate, medical, terapeutic, etc. Sper să depășim asta ca mișcare evanghelică din România, sper să depășim chestia asta dacă e voie sau nu. Știți ce zic, acum dacă e voie, dacă să recurgem la... Sau dacă numai Domnul, numai rugăciunea, numai cântările, numai conferințele. Sper să depășim asta. Uneori pot fi cauze medicale, alteori pot fi cauze psihice, pot fi chestii amestecate pe care le poate descălci numai un specialist. Și atunci trebuie să solicităm. Nu-l supărăm pe Domnul să facem asta, că doar și știința și toată dezvoltarea aceasta, știința omului, a fost lăsată tot de cine? De Dumnezeu. Sigur că vom fi atenți, selectivi, nu vom merge chiar la un ateu, sau mă înțelegeți, nu vom merge la un budist, probabil, asta din cauza că nu știm despre budism. Așa că nu-i bine să mergem nepregătiți. Sigur că vom fi atenți, dar vom recurge, ne vom smeri, vom avea atenția aceasta. Am fost întrebat în câteva situații, mai ales legat de depresie, mai ales legat de depresie cronică, mă refer depresie diagnosticată. Am fost întrebat cu sinceritate, să iau pastile sau să rămân numai cu rugăciunea? Și cine m-a întrebat se ruga și familia se ruga. Și cercul lor de prieteni se rugau. Deci să vă imaginați, nu era o vorbă rugăciune, era rugăciune, necontenit. Frate, să iau pastilele sau să rămân doar cu rugăciunea? Și atunci am spus, sper cu efect, ascultă-mă. Tu rugăciunea să nu o lași să cadă. Să o intensifici. Biserica să nu o lași să cadă. Dacă îmi vine ceasul, mi se pare că am zis și acum și venit, să iei tratamentul. Că, frate, nu e pentru toată viața, cred. Mai precepem și noi, mai cechim, cred. Cât ți se prescrie, tu ia-l. Că ce să știți că-s mai bine, frate, zice, eu cred. Îi de la pastile și de la mai ce? De la rugăciune. Iar dacă vă incomodează, puteți spune invers, în regulă. Sper să depășim. Sper că noile generații să ne ajute un pic să depășim. A recurge la un tratament medical atunci când situația o cere, la o terapie specializată când situația o cere, sigur, temporar, a recurge, nu înseamnă că nu te încrezi în Dumnezeu. Cine a inventat asta, că nu te încrezi în Dumnezeu? Ba da, te încrezi. Tocmai ai conștientizat situația în care ești sau dacă tu n-ai mai conștientizat-o, din motive obiective, cei din jur au conștientizat-o și n-au lăsat lucrurile din mână. Încredințați-i în permanență pe copii, prin rugăciune, evident, în mâna lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru dorințele lor. Și cum nu vă puteți dori mai mult decât își doresc ei, puteți pune rugăciune ceva de genul ăsta, e ceva simpatic pentru părinți. Doamne, eu îmi doresc mult, mai mult decât el chestia asta, dar nu-i spun, dar ajută-l și pe el să-și dorească cum eu îmi doresc. Până acolo ajungi, că nu mai știi cum să te rogi. Și atunci nu-i poți spune lui, dar cum zice cântecul, spune-i numai Domnului. Spune-i numai lui, este un cântec de pe vremuri. 7. Atenție la deziderat, la scopul ultim, cum ar veni. Și dezideratul este asumarea, atenție. Dezideratul acestor ani, cât încă mai sunt cu noi, dar sunt adulți, cum am zis,
este să învățăm, să-i ajutăm, să-i încurajăm, să le zâmbim, să-și asume. Și aici voi fi foarte concret, pentru că am văzut că manualele sunt concrete, vin în ajutorul nostru și spun așa că emblema sau, cum să zicem, dovada, barometru că și-au asumat maturitatea, știți? Și-au asumat maturitatea, este independența financiară. Știu că nu sună prea spiritual. Dar un copil care a trecut de 18 ani va ajunge repede la bani, dar în mod cinstit, evident, nu călcând în picioare, ci în mod cinstit, care va ajunge la o independență financiară, exact cum ați auzit, acela zice că este semnul că s-a atins maturitatea, nu altele. Altele sunt vorbe, planuri, idei. Asta e ceva concret. Cu alte cuvinte, dacă ani de zile după 18 ani trăiești pe banii mei, oricât de mulți bani aș avea eu, cu tine ceva nu e în regulă, copile. Înțelegeți? Ceva nu e în regulă. Pentru că dezideratul este asumarea, iar asumarea se referă în primul rând, sau cum să spun, în mod clar, la independența financiară. În sensul acesta trebuie să-i ajutăm, să învățăm, să le recomandăm, în fine, să cheltuie mai puțin decât câștigă. Generația asta are nevoie să învățăm asta cât putem noi de frumos. Băi, să vă mai rămână niște bănuți. Nu strângeți cum am strâns noi, dar totuși nu-i cheltuiți pe toți. De asemenea, să învățăm că îndatorarea, mai ales cea bancară, este o formă de robie. Este o formă de robie. Prin urmare, aceea trebuie amânată și tratată cu foarte multă prudență, îndatorarea. Că e ușor se bagă, mai ales când apucă la un salariu mare, da? Corporatiști, așa, apucă la un salariu, imediat se gândesc ce să facă cu atâta bănet și îl duc la bancă. Adică, culmea, tot cel care are va mai primi, da? Cam pildă. A trebuit să învățăm cu delicatețe, apropo de finanțe, că amânarea anumitor achiziții care nu sunt necesare, amânarea acestora este ceva foarte înțelept. Trebuie să se învețe că anumite cumpărături să le amâne. Și atâta să le amâne până când de unele nu o să mai fie nevoie. Noi toți am trecut prin asta. Adică nu repede, dacă ne permitem să cumpărăm. Ești tare dacă îți permiți și nu-ți cumperi, atunci ești tare. Omul tare nu e cel care își cumpără mașină de toți banii. Mă înțelegeți? Omul tare e cel care își cumpără mașină și mai rămân bani. Ăla mi se pare om înțelept. Nu care cumpără de toți banii și nu-i ajung să mai și împrumută alte ispite. Nu, de-aia are mașină. Și nu bagatelizez. Nu sunt habotnic. Dar înțelegeți principiul. Adică totul are un preț. Adică să avem grijă cu prețul acela. Practicarea zeciuielii este foarte sănătoasă, ar trebui să învețe de la noi asta. A zecea parte, a noua parte, putem lua și generic a zecea parte, da? Poate să fie un alt procent. Dar vreau să spun, adică o parte să meargă către Domnul, dacă la vârsta aceea ei mai cred în Domnul. Sperăm să mai creadă, sperăm să mai meargă la biserică, deja sunt adulți, e alegerea lor. Dar dacă nu mai fac, pentru că până la urmă e decizia lor, confesiunea, credința, necredința, e decizia lor, dacă nu mai fac, măcar să avem puterea să le spunem, băi, o parte din bani merg la săraci, merg la azil, merg la cauze umanitare, adică nu trece prin lumea asta să muncești numai pentru tine. Gândește că sunt năpăstuiți ai sorții care ar avea nevoie de o parte din banii tăi. Gândirea în termen de buget este foarte înțeleaptă de asemenea, să învățăm să gândească în termen de buget, nu toți banii care am la mine îi cheltui, ci să mă decid cât mi-aș permite ca plafon, cât vreau eu să cheltui pentru obiectul cutare. Și iară ceva interesant, aproape emoționant, vorbim despre bani, mai ales atunci când nu sunt gestionați bine. Când vin să se plângă că nu mai au bani, că cum i-o prostit nu știu care, că cum o comandat pe internet, una și-a venit alta. De noi le-am spus, mă, atenție cu internetul, că i-aș bat joc de voi. Nu știe tata. Nu știe tata până pățește. A, păi vine și zice, uite ce am pățit tati. No, atunci zice că e momentul bun. Atunci e moment bun. Să vorbim despre cum se gestionează banii. Să-i spunem, mă, copile, dacă făceam și eu cum faci tu, și noi, și eu cu mamă ta, voi n-aveați camera voastră, tot stăteam într-o cameră.
Toți într-o cameră, da. Da, exact. Cum? Pe paturi supraetajate. Și în camera aia și mâncam ziua. Astea le strângeam. Să uite așa la... Nu știe să creadă, să nu creadă, ba să creadă pe jumătate. Cum zic, te arunci tu așa? A, păi de o naivitate, dar e specifică cumva începutului maturității. De o naivitate. Îți povestește că e ceva, că nu știi, ficțiune sau e realitate? Nu știi. Doar e corect să consum ficțiune, dar aia știi măcar că e ficțiune. A opta și ultima atenționare. Atenție la vorbire. Și acolo puneți, vă rog, cuvântul prudență. Prudență mare la vorbire. De gândit putem să gândim cât vrem, dar de vorbit să vorbim cum? Puțin. E aproape ca și cu nevastă și cu bărbatul. De aceea treaba devine foarte complicată, că nu-i de ajuns că ai grijă cu partenerul, trebuie să ai grijă și cu ceilalți din echipă. Zice că prudența în vorbire este regula de aur și în niște cărți din astea americane, știți cum sunt americanii foarte personali și prin cărții, te ia cu tu, cu toată lumea, cu tu, cu toată lumea la per tu cu ei, știi? Asta nu prea îmi place, dar în fine. Și apoi am găsit principiul ăsta în mai multe formulări, deci principiul e valabil, că apare prin mai multe cărți, e valabil. Și am găsit în mai multe formulări și una dintre formulările tipic americane, că eu nu mi-aș permite să vă dau decât ca exemplu, zice, țineți gura. Așa scrie, negru pe alb, țineți gura, zice. Bă, mi se pare că mă iei cam de unde mă cunoști. Ok, pentru gusturile mele e un pic cam prea personal. Dar câte un autor exasperat, cine știe ce prunci o fi avut și ăla, ce experiență o fi avut, o zice, țineți gura. Ascultă-mă, ca într-un film. Ideea este de prudență, de mare prudență. Poți gândi cât vrei, dar atenție, vorbește puțin, spre binele tău. Lasă-i pe ei, lor oricum le va fi bine. Ei nu se preocupă așa de mult. Spre binele tău, spre liniștea ta, spre relația cât de cât amiabilă cu ei, că mă gândesc că după ce se vor căsători, ai vrea să ai acces la nepoți, mă gândesc, nu? Nu-ți baricada drumul spre nepoți, care încă știu că n-au venit, dar te aștept să vină, adică lasă calea deschisă cu gândul la nepoți măcar. Cum să zic mai dramatic? Adică atenție că o să-ți fie dor de nepoți, cum și mie o să-mi fie dor. Păi din când în când cu program, ca la judecătorie, să mă lase și pe mine să... Or să mi-i aducă, să-i aducă aici, că știm noi. Știm noi mai bine ca ei, dar nu le spunem. Îți lasă ei directive, nu-i cazul meu, dar știu de la cei care sunt aici acum. Ce măi, când îi aduc să vezi ce directive îmi lasă Nora și așa, de parcă eu n-am crescut prun. Simpatică bunica. Atâtea îmi spune că aia așa. Și ce faci? Îmi lasă hârtie. Și ce faci cu hârtie? O pătuș o pun în buzunar. Nu știe bunica ce să facă și ce să-i dea. Și... De ce mereu vrea la bunica? Că bunica știe ce să facă. Și cu gândul la chestia asta cu nepoții, trebuie să avem grijă cu ei. Mă refer cu părinții aceștia, da? Că bine zice un proverb american, să-i vorbim și de bine. Că zice că de ce bunicii și nepoții se înțeleg așa de bine? Pentru că au un dușman comun. Când ne referim la prudență în vorbire, putem spune câteva lucruri. Se presupune că deja s-a căsătorit copilul tău, deja îi așteaptă un bebe. Nu-ți spune copilul niciodată, dar niciodată să aleagă între tine sau între voi doi și familia lui. El deja a ales. A ales pentru familia cui? A lui. Nu poate fi simplu. Ăsta e sacrificiul până la capăt a unui părinte. Nu vă victimizați niciodată. Zice că dacă ne victimizăm, zice că nu le pasă de noi. Dacă ne victimizăm, zice că îi obosim. Zice să nu ne plângem. Adică asta înseamnă să nu ne plângem în continuu. Și dacă ne doare, nu ne doare. Și dacă nu avem, avem. Asta înseamnă să nu te victimizezi niciodată. Dar niciodată. Și numai dacă te întreabă el și trebuie foarte științific să vorbești cu el. Dacă ai ceva pe suflet. Dar nu așa, cum te întâlnești, apoi să dai telefon să te victimizezi. Asta e nenorocire.
E conflict armat aproape. Nu povestiți la nesfârșit istoriile de familie, de când erau ei mici. Nu o luați iară de la capăt, că zice iar un început. Și în fine, oferiți suport atunci când sunteți rugați să o faceți, mai ales după ce apar copiii și ei s-ar duce într-un city break, dacă nu știți ce înseamnă, o să vă înveți ei ce înseamnă asta. Și ei s-ar duce într-un city break, numai ei doi, și apoi nu știu ei cum să-ți lase pruncii. Și atunci zice că e momentul când ultima fărâmă de demnitate a unui părinte se mai poate manifesta, ultima fărâmă de demnitate, și spune că așa bunici trebuie să fim de o asemenea noblețe și demnitate și rafinament, încât să zicem se poate, dar trebuie să negociem zilele acelea ca să-mi fie convenabil și nouă, auzi, nouă bunicilor. Adică nu pur și simplu când o găsit ei pe internet, gata, vine și îți basculează copiii acolo. Nu. Alea n-ar mai trebui să se întâmple. Că atunci vor ei să meargă, că atunci au găsit de ceva ieftin. Asta nu ne interesează pe noi. Asta nu ne interesează pe noi. A, vreți în city break? Se poate. Dar negociem, adică discutăm să fie win-win, să câștigăm și unii și alții. Noi stăm cu pruncii, dar stăm în aceste condiții, în acele zile, în intervalul celălalt nu stăm. Dar de ce nu stați? Că uite, vreau să ies eu cu maică ta undeva. Unde mai vreți să ieșiți voi? Treaba noastră. Noi v-am întrebat unde ieșiți voi? Eu cu bunii vreau să ieșim undeva. Chiar în zilele acelea. Mergeți în city break? Nu. Noi mergem mai aproape. Dar e treaba noastră. Dacă vreți să stăm cu ei, îi aduceți în weekendul acela. Păi dacă atunci e mai scump, aia nu-i ne privește pe noi. Stați acasă, că e mai ieftin. Acum mă dau eu mare, ce știu, dacă o știu să spun eu, acum tot repet, să pot ști atunci. Dacă o știu, o spune așa. Dar pe bunicii care i-am văzut că fac așa, tare admir. Tare. Ăia nu se frustrează, ăia n-au reclamații, nu se supără pe noră, da? Că doar imediat te poți supăra pe noră. Când îți lasă lista să ce să-i face, nu știi, doar pui în buzunar aici, sub șorț. Na, bine. Binecuvinteze Domnul familiile noastre și pe pruncii noștri cei mari și să aibă Dumnezeu milă de ei ca și de noi. Amin.